câți avem în sală? 31 în sală, 2 absenți și 3 online. Deci 34, da? Dintre care 3 online. Da. Bună ziua, stimați colegi! Cu permisiunea noastră, Consiliul Județean a fost legal convocat prin dispoziția numărul 799 din 15.12.2023 a președintelui Consiliului Județean Bacău, comunicat în termenul prevăzut de lege consilierilor. La ședință, din totalul de 36 de consilieri județeni, în funcție sunt prezenți 34, dintre care 3 online, 2 absenți. Ședința este astfel legal constituită. Poftim? Nici o problemă. Deocamdată am citit ce este acum. Nu e o problemă, oricum îl consemnăm la vot. Mulțumim pentru actualizare. Pentru la ședință, evident, participă și directorii și șefii de servicii din cadrul direcțiilor aparatului de specialitate. Aș vrea, înainte de a citi ordinea de zi, să retrag un proiect de pe ordinea de zi, din motive obiective. Proiectul 10 de pe ordinea de zi, respectiv am să vă citesc, solicitarea delegării temporare a dreptului de administrare asupra unui teren în suprafață de 131,40 metri pătrați, înscris în cartea funciară, numărul 60.177 Orbeni, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale a Rezervelor de Stat, Unitatea Teritorială 325, către județul Bacău, în vederea implementării proiectului creșterea accesibilității și conectivității la rețeaua rutieră TNT, a drumurilor județene DJ119D, DN2, Valea Seacă, Cucova, Orbeni, Drăgușan, Parava, intersecție cu DJ206B, județul Bacău, în cadrul programului regional Nord-Est 2021-2027. Aș vrea să-l retrag de pe ordine de zi. O să-l punem pe o ordine de zi ulterioară. Presupun că o să mai avem câteva urgențe de reglat din punct de vedere al rectificării bugetare în funcție de ce ne transmite Ministerul de Finanțe prin ANAF. Ca atare o să-l pun pe ordinea de zi într-o ședință ulterioară. Pentru ședința de astăzi, proiectul ordinei de zi este următorul. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare, convocată de îndată, în data de 11.12.2023. 2. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare, convocată de îndată, din data de 13.12.2023. 3. Proiect de hotărâre privind prelungirea mandatului de administrator neexecutiv provizor a domnului Radu Gabriel Bondar, membru în Consiliul de Administrație a Regiei Autonome a Aeroportului Internațional George Ionescu Bacău. 4. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Consiliul Local al Comunei Târgu Trotuș a unui sector de drum din drumul județean DJ112 de la kilometrul 5+765 până la kilometrul 5+905, situat pe raza administrativ teritorială a Comunei Târgu Trotuș. 5. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special al reprezentantului legal al județului Bacău în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, convocată pentru data de 28 decembrie 2023, ora 10. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivului de investiții, reparații capitale, clădire, centru școlar C11 din cadrul Programului Național Dezvoltare Local prin aplicarea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 47/2022 cu modificările și completările ulterioare. 7. Proiect de hotărâre privind modificarea articolului 1 din hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 55/2017 privind aprobarea asigurării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat pentru realizarea obiectivului de investiții, reparații, clădire, centru școlar C11 în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală cu modificările ulterioare prin aplicarea ordonanței de urgență a Guvernului 47/2022 cu modificările și completările ulterioare. 8. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Bacău, Comuna Răchitoasă, în vederea finanțării și realizării în comuna obiectivului de investiții, modernizare, drumuri de interes local în Comuna Răchitoasă, județul Bacău. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul 4/2023 a județului Bacău. 10. Proiect de hotărâre privind
10, privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al județului Bacău în domeniul public al comunei Podul Turcului. Supun la vot proiectul ordin de zi. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Aș vrea, stimați colegi, n-am anunțat la început, noi am actualizat softul de votare și aș vrea să facem și o probă cu softul de votare. O să mergem de bază cu voturile așa cum le-am făcut până acum, dar aș vrea să facem și o probă la actualizarea softului pentru votare. Așa că, Marius, ca să nu zic Iulian. Din centru se numește AMSP. Unde? Da. Din mijloc? AMSP 2? Nu. Păi stai că nu înțeleg. Scrie aici AMSP. Care buton? În mijloc sunt două. AMSP 2 și ăsta de voce. Păi, dar spune așa, refă că ne-ați încurcat, domnilor electroniști. Deci butonul de voce. Butonul de voce. Așa. Gata, să înceapă, te rog. Mai trebuie să mai exersăm. Deci butonul rotund cu semnul de votul fier. Apăsat dat. Cel care are profilul mare, cel care are profilul bonușcă. Gata, acum. Hai că s-a mai prins unul. În ritmul ăsta, până mâine reușim. Sunt prezent. Bun. Dăm președinte, nu au unus pe aici, deci nu, e greu să apeși butonul. Mergem pe următoarea clasă. Da, lăsați, când ne vedem acum fiecare care a votat și care nu. E bun, mergem pe votul clasic, atunci ca să nu mai... Măi, stai mă un pic, nu te mai grăbim așa, mă. Tot serios, dar nu, ai răbdare. Poate reușim să și facem. Să fim prezenți, totuși, chiar dacă suntem în sală, nu? Deci care sunt... Domnul Șova, el vota domnul Șova, numai că apărat după recunoscut aprea. A fost distras, domnul Șova. Haideți să reluăm și să încercăm să ne concentrăm, că... Uite, cu ocazia asta au venit și domnul consilier județean. Bine ați venit! Gata, putem apăsa butonul. Haideți! Brici! E posibil să nu funcționeze, mă. Uite, acum a mers. N-a înțeles, s-a apăsat un pic. Da. Tot două persoane. A, dar stai așa, că sunt doi. 3-2 absenți. Lasă, nu mai... Hai. Da, e ok. Haideți că oricum facem în paralel. Ați votat dumneavoastră, da? Perfect. Deci proiectul ordine de zi a fost aprobat.
În conformitate cu prevederile articolului 135 aliniatul 8 din Codul Administrativ, propun suplimentare ordine de zi cu următoarele puncte. Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la județul Bacău pe anul 2023. Proiect de hotărâre privind avizarea normelor de venit pe anul 2024 pentru persoanele fizice care realizează venituri din activități, comerț, prestări de servicii stabilite conform legii numărul 227/2015 privind codul fiscal cu modificările și completările ulterioare Ordinul Ministerului de Finanțe numărul 925/2017 pentru aprobarea nomenclatorului activităților independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activități desfășurate de contribuabil, care realizează venituri din activitățile de producție, comerț, prestări de servicii și Ordinul Ministerului de Finanțe, numărul 5308/2023, pentru abrogarea numărului 120 din anexă la Ordinul Ministerului de Finanțe Publice, numărul 925. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare ale serviciilor sociale, locuinții maxim protejate Moinești 1, Moinești 2, Moinești 3, Tamaș 1, Tamaș 2, Tamaș 3, Tamaș 4, Târgu Ocna 1, Târgu Ocna 2, Târgu Ocna 3, Târgu Ocna 4, Răcăciuni 1, Răcăciuni 2, Răcăciuni 3, Răcăciuni 4, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării în anul 2024 a concediului de odihnă anual neefectuat în anul 2023 de către președintele și vicepreședinții Consiliului Județean. Pentru proiectul de hotărâre numărul 1, urgența este motivată de publicarea hotărârii Guvern numărul 12.1256/2023 privind alocarea unor sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzută în bugetul de stat pe anul 2023 pentru finanțarea unor cheltuieli descentralizate pentru servicii sociale din sistemul de protecție a copilului. Pentru punctul 2 menționăm că proiectul a fost în dezbatere publică până în data de 15.12.2023, iar în conformitate cu prevederile hotărârii Guvernului 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii 227/2015 privind codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, este necesar avizul consultativ pentru normele de venit ce se vor aplica pe anul 2024. Pentru proiectul 3 de pe ordinea de zi, proiectul este motivat de urgență prin adresele Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, numărul 33.507 și numărul 33.622, solicită aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor sociale, locuințe maxim protejate, pentru care în prezent există o licență provizorie în proces de obținere a licenței, regulament de organizare și funcționare și reprezintă un document obligatoriu, astfel încât se impune adoptarea în regim de urgență a proiectului. Pentru proiectul de pe ordine de zi pe punctul 4, menționăm că situațiile și problemele specifice județului intervenite în cursul anului au făcut imposibilă efectuarea integrală în anul 2023 a concediului de odihnă de către președintele și vicepreședinții Consiliului Județean Bacău, astfel că devine necesară adoptarea proiectului de hotărâre în regim de urgență. Supun la vot proiectul de ordine de zi suplimentare. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Nu că nu se registrează două ori, nu. Nu, mă repede. Că nu, votăm cu mâna, ca să nu, am zis că facem, dar ca să facem proba, să nu ajungem în... Și eu am impresia că, și la mine nu știu dacă se registrează foarte bine, că eu tot votez aici de ceva timp. Hai, uite, îl mai reluăm o dată, dar să știi că e ultima dată când îl reluăm, că nu putem să facem probii cu colegii. Îl facem noi și după aia. Vă rog. Puteți vota acum. Puteți vota.
de a considerare ultima casta apăsată. Exact. E corect, da? Suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată. De asemenea, se prezintă al doilea proiect pentru suplimentarea ordinii de zi. Un proiect de hotărâre privind împuternicirea Consiliului de Administrație a Regiei Autonome Aeroportul Internațional George Enescu Bacău pentru a lua măsurile legale ce se impun în vederea ducerii la îndeplinire a unor prevederi din legea 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung cu modificările și completările ulterioare. Doi, proiect de hotărâre privind modificarea anexei la hotărârea Consiliului Județean numărul 237/2023 privind aprobarea schemei de minimis pentru susținerea activității operatorilor aerieni pe aeroportul internațional George Enescu Bacău. Pentru proiectul numărul 1, potrivit prevederilor legii 296/2023, Guvernul României poate aproba prin memorandum în cazuri temeinic justificate ca anumite categorii de operatori economici să aplice parțial sau să fie exceptați de la aplicarea prevederilor secțiunilor din cadrul capitolului 3, măsuri pentru disciplina economico-financiară, pe baza unei analize fundamentate elaborate de acestea, din care să rezulte modul în care le este afectată activitatea și avizată de autoritățile publice tutelare care vor iniția proiectul de memorandum. Având în vedere demersurile făcute în vederea exceptării, conform capitolului 3, secțiunea 2 din legea 296, nu au fost primit încă niciun răspuns. Considerăm necesară adoptarea de urgență a unui proiect pentru a lua măsurile legale ce se impun în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor din legea numărul 296/2023. Am să fac o mică precizare aici. În cadrul schemei de personal de la nivelul aeroportului, adică a organigramei, sunt necesare anumite avize din partea autorității aeronautice, ori autoritate de reglementare, ori dacă nu, ei trebuie să respecte o anumită schemă de personal, tocmai pentru asta s-au solicitat excepțiile. Trecem la punctul 2, având în vedere prevederile regulamentului UE numărul 2831 din 13/12/2023, ce intră în vigoare pe data de 1/1/2024, conducerea aeroportului a propus actualizarea schemei de ajutor de minimis aprobate prin hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 237 din 29/09/2023, prin mărirea plafonului maxim de 300.000 de euro per companie și prelungirea valabilității schemei până la 1/1/2027. Deci e o prevedere care vine ulterior adoptării hotărârii noastre privind schema de ajutor de minimis. S-a solicitat punct de vedere de la Consiliul Concurenței, a și venit. Tocmai de asta am pus pe ordinea de zi suplimentară, pentru că a venit chiar astăzi, și am pus pe ordinea de zi suplimentară această schemă. Asta înseamnă că plafonul crește de la 200.000 la 300.000, conform regulamentului aprobat de Comisia Europeană. Supun la vot suplimentarea ordinii de zi. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri. Acum votați electronic. Da. E regulă, da? Pișcu, domnul. Proiectul ordinii de zi a fost adoptat cu 27 de voturi suplimentare ordinii de zi. La punctul 1 și la punctul 2 de pe ordine de zi dau cuvântul doamnei secretar general Elena Cătălina Zară. Vă mulțumesc, domnule de
deja de 11 decembrie 2023. Supun la vot procesele verbale de la punctul 1 la punctul 2. Nu știu ce zice. Da, mă rog pe cel dacă îmi permiteți. La procesul de luat din data de 11 s-au unis o declarație. Declarația domnului Patrihie, pe care ne-a invitat pe mine și pe domnul Ilie Băsu să merge cu capra să azi bani pentru plata profesorilor care au pregătit elevii care au luat premii la Olimpiada. Este pe înregistrat, o să vedeți. Nu am înțeles ce a spus. Deci, în data de la procesul de bani de data de 11 decembrie nu a fost consemnată declarația domnului Patrihie, prin care mi-a invitat pe mine și pe domnul Guzu să mergem cu capra pentru a găsi bani să finanțăm profesorii. Ședința se încheiază când v-a trimis pe dumneavoastră cu... și trebuia să vă duceți. Adică ședința se încheiază. Noi avem... Când am declarat ședința închisă, eu deja am înțeles asta cu uratul, capra, ce mai fost, nu era în cadrul ședinței. Da. Și plus că nu e nicio supărare. Bine. Bine, mulțumesc și eu. Dați drumul la vot. Asta se consemnează, da. Mergeți cu capra. Da, na, și v-ați dus? Ce fel, dar zic. Că ea nu scrie în procesul de mâncă, să-i facă lui ăsta proces de calumnie. Ce calumnie, mă, că-l trimite cu capra? Da, serios, o convorbire privată. Lasă că-ți vezi ce surprize îi dau lui, că îi scot oprirea pe salariu. Aduceți-mi cu pe de la poprirea pe salariul vostru. Da. Procesele, cele două procese verbale au fost aprobate cu 29 de voturi, 2 nu sunt în sală. Și 3 online. Și mai bine. În continuare dau cuvântul doamnei secretar general pentru a mă rog, domnul Dureman. Nu participă la punctele 6 și 7 de punctul de definiție. Mulțumesc. 6 și 7, da. Domnul Cucerescu. Nu participă nicio la punctele 6 și 7, dar ce sunt eu în posibilă distanță. 6 și 7, da. Online. Da, mulțumesc. Doamna doctor, vă rog. Mă auziți? Da. Nu participă nicio la punctele 6 și 7. Mulțumesc. Da, nu, e una nu. Nu, cu aia, dar modificare de cuant. Da, nu, atunci las. Da. Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind prelungirea mandatului de administrator neexecutiv provizoriu a domnului Radu Gabriel Bondar, membru în Consiliul de Administrație Regiei Autonome Aeroportului Internațional George Enescu Bacău. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Electronic. Dacă nu este electronic, votăm o... Nu, nicio problemă. 28 plus online. 31 de voturi. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind darea în administrare către Consiliul Local al Comunei Târgu Trotuș a unui sector de drum din drumul județean DJ112, kilometru 5 plus 765 până la kilometru 5 plus 905, situat pe raza administrativ-teritorială a Comunei Târgu Trotuș. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? O întrebare la noastră, sunt care n-au votat din sală sau nu s-au înregistrat? Ca să știm. Da, nu au votat 6 persoane. Dar nu știu că nu au votat, dar nu au votat când n-au vrut sau n-au votat, ca să ne lămurim. Atunci votăm cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Online? În unanimitate de voturi. Proiectul a fost aprobat. Trecem la punctul 5 pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind acordarea mandatului special al reprezentantului legal al județului Bacău în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară convocată în data de 28 decembrie pe 2023, ora 10. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Haideți să încercăm. Da. Voturi împotrivă, abțineri. Da. Ne-am prins. Votăm încă o dată. Mai votăm o dată. 2-3 și. Hai. Nu e nicio problemă. Bun. E, altceva. Da. Și cu 3 voturi online. Da, am sesizat. Consemnați. 2 voturi.
Proiectul privind de la punctul 5 a fost aprobat, trecem la punctul 6 pe ordinea de zi, se supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizați pentru realizarea obiectivului de investiții, reparații capitale, clădire, centru școlar, C11, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, prin aplicarea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 47/2022, cu modificările și completările ulterioare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Puteți vota. Da. 33. 32. Proiectul ordine de zi a fost aprobat cu 32 de voturi. La punctul 7. Trecem la punctul 7 pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea articolului 1 din hotărârea Consiliului Județean Bacău, numărul 55/2017, privind aprobarea asigurării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează la bugetul de stat pentru realizarea obiectivului de investiții, reparații capitale, clădire, centru școlar C11, în cadrul Programului Național Dezvoltare Locală, cu modificările ulterioare privind aplicarea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 47/2022, cu modificările și completările ulterioare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Votul împotrivă, abține. Puteți vota. Cred că iar o problemă cu votul la cineva. Avem și trei care nu participă. Păi, nouă cei care nu participă. A, nu participă. Mă scuzați, da. Suntem doi. Am înțeles. Doi, dar unul nu e. Asta și avem trei online. Deci e în regulă. De ce zâmbește Ioanis? Explică. În sală suntem doi care nu am votat. Filip și tu. Așa. Păi, doamna... Nu, Hărță. Dar doamna Țagă de lângă tine a votat? Votăm la fel, nu? Ok, și? Și domnul Melinti. Bună dimineața. Nu e nicio problemă. Asta e. Are un voie să ne voteze, nu? Repetăm votul, dar votăm. Cine este pentru? Cu mâna. Voturi împotrivă? Abțineri. Cât s-a ieșit? În unanimitate, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind asocierea județului Bacău cu comuna Răchitoasa în vederea finanțării și realizării în comuna obiectivului de investiții, modernizare, drumuri de interes local în comuna Răchitoasa, județul Bacău. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Puteți vota și un...
Acum ne verificăm, că n-am văzut nicio abținere și n-am văzut nicio... Da, dar am votat și cu mâna și s-a văzut că e unanimitate. Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi. Mă scuzați. Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestru 4/2023 al județului Bacău. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Abțineri? Încercăm și electronic ca să-l probăm cât de cât. Am început să creștem. Dacă impresia că dacă cineva e singur și apasă de două ori, nu mai registrează în toată, cred că asta e echivalent. Exclus. Bun, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Vă mulțumesc în unanimitate. Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al județului Bacău în domeniul public al Comunei Podul Turcului. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Abțineri. Start vot. Apăsați, doamne, că nu vă doare degetul. Păi ce? Vă doare mâna. Mai e problemă. Facem ce spunem. Eu zic că trebuie să facem și electronic, pentru că la un moment dat o să funcționeze. Dacă noi nu apăsăm, păi vreți pe de o parte să mergem în pas cu electronica și cu softurile și cu IT-ul. Și nu suntem în stare să votăm toți, pentru că sunt convins că e vorba de practică, nu e vorba de altceva. Sistemul, dacă îl probăm singur, o să vedeți când merge. Așa, fiecare dintre noi să poate să nu voteze, să spună, doamne, n-am votat. Da? Dacă vreți să ridicăm cu mâna, putem stăm cu mâna sus până... O să scoatem cine nu a votat ca să verificăm. Și verificăm și sistemul, ca să nu fie discuții. Până acum au votat, nu a fost atenție. Nu a votat. Marius, da. Marius, vreau să țin ședință. Gata. Dacă nu, facem schimb. Deci proiectul ordine de zi a fost aprobat în unanimitate. A fost punctul 10. Trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Bacău pe anul 2023. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? 11, nu 12, da. Oricum am să anunț că proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate. Trecem la punctul 12, pe ordinea de zi. Uite, a funcționat tot. Da. Trecem. Marius, îți treaba ta. Trecem la punctul 12, pe ordinea de zi. Se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind avizarea normelor de venit. Un pic de liniște. Aprobarea normelor de venit pe anul 2024 pentru persoane fizice care realizează venituri din activități de producție, comerț, prestări de servicii, stabilite conform legii numărul 227/2015 prin codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,
Ordinul Ministrului Finanțelor Publice numărul 925/2017 privind aprobarea nomenclatorului activităților independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit activități desfășurate de contribuabil care realizează venituri din activități de producție, comerț, prestări de servicii și Ordinul Ministerului Finanțelor Publice numărul 5308/2023 pentru abrogarea din anexa Ordinului Ministrului de Finanțe Publice numărul 925/2017. Înainte de a supune la vot acest proiect, care este inițiat, care a fost în dezbatere publică, propus de către Ministerul de Finanțe și inițiat de către mine, am să vă propun un amendament la punctul 104 din anexă, unde scrie ca formă de normă de venit alte forme de învățământ, 1559, dacă vă uitați în anexă, este prevăzut o normă de venit de 45.000. Am să propun modificarea acestei norme de venit să se încadreze undeva în 39.800. Fac acest amendament cu următoarea motivație. 45.000 este propunerea Ministerului de Finanțe prin ANAF și lăsat în dezbatere publică, n-a fost modificat pentru că n-a propus nimeni vreo modificare. Dar, făcând o comparație, pe de-o parte, cu celelalte județe, și pe de altă parte, având motivația că se referă în mod strict la meditațiile care se dau de către profesori în afara orelor școlare, cred că asta, micșorarea acestei norme de venit, ar încuraja foarte mult declararea orilor de meditație și intrarea într-un sistem legal care ar și ușura foarte mult. Dacă am fi peste 40.000, taxele ar fi mult mai mari, așa sub 39.000, sub 40.000, se pot înregistra fără nicio problemă și nu au taxe atât de mari. O să facem și o comparație față de ce s-a încasat anul trecut pentru... dar asta o să putem face la anul dacă într-adevăr acest lucru a încurajat declararea orilor de meditație făcute de către profesori și înregistrarea acestora în sistem fiscal. Propunerea vine din partea tuturor consilierilor PSD. Eu fiind inițiator, am făcut această propunere la propunerea colegilor mei. Am ținut să se înregistreze acest lucru pentru că asta este realitatea. Nu este o propunere individuală, ci este o propunere a grupului PSD. Dacă nu mai sunt alte intervenții, supun la vot amendamentul. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Ok. Deci 3 abțineri PMP. Mulțumesc. Amendamentul a fost aprobat cu abținerea... stați un pic că nu s-a terminat online. Nu-mi cer scuze. Domnul Adrian, domnul, dacă vreți să discutați, vă dau cuvântul la fiecare dintre voi cu cea mai mare plăcere. S-a terminat sesiunea de vot online? Trebuie să ia legătura cu temeliști. Sunt de exact. Poate vorbește cu madame. Haide, bine. Bine.
Proiectul de amendamentul a fost aprobat. Amendamentul a fost aprobat. Dacă nu sunt alte intervenții sau dacă sunt, îmi spuneți ca să știu. Supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul aprobat. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Se poate vota și electronic. Haideți mai vedem așa cum i-a pus în mâine. Da, ce putem să facem? Da. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 3 abțineri. Vă mulțumesc. Trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare al serviciilor sociale locuinții maxim protejate Moinești 1, Moinești 2, Moinești 3, Tamaș 1, Tamaș 2, Tamaș 3, Tamaș 4, Târgu Ocna 1, Târgu Ocna 2, Târgu Ocna 3, Târgu Ocna 4, Răcăciun 1, Răcăciun 2, Răcăciun 3, Răcăciun 4, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? O parte nu a votat. Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate. Trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării în anul 2024 a concediului de odihnă anual neefectuat din anul 2023 de către președintele și vicepreședinții Consiliului Județean Bacău. Da. Poftim? Deci am spus de două ori 14. Am spus de două ori 14 din greșeală. Și, de ce? Pentru faptul că s-a modificat, am extras de pe ordinea de zi și am citit ce era pe hârtie. N-am mai rectificat. Dar ceea ce am votat a fost punctul 13 în mod corespunzător și am spus 14 acum. Deci mă bucur. De, am supus la vot proiectul de hotărâre. Haideți să votăm și vă dau cuvântul. Vreți să vorbiți să ne... Cu ce? A, vă rog, haideți, ia, hai. Cu plăcere. Că s-a presiat că nu mă ocupat, că am fost și eu la vorbă de câteva webinar. Da, nu, de-a sfârșit. Dar la acest punct trebuie să dau cuvântul, că eu vă propun să vă duceți în concediu. Așa e regula în lumea asta. Trebuie să luăm din când în când concediu, să ne mai odihnim. Și ați avut un an destul de dificil, vă propun să vă duceți în concediu, aveți un viitor foarte bun. Și vă mai spun o treabă, să constatați când veniți, că sistemul funcționează foarte bine și fără pe asta. Mulțumesc! Domnul Vrebe, în spiritul sărbătorilor de Crăciun, vă doresc la mulți ani. Și să știți că am trebuit foarte mult de domnul Vatichver, am zis că trebuie să mergeți cu capra sau cam așa. Deci să știți că intervențiile noastre sunt savuroase. Pe de o parte. Pe de altă parte aș vrea să ne păstrăm într-o oarecare notă elegantă. După ce terminăm ședința, putem să trecem la considerații, să știți că și eu am niște replici, nu vă puteți închipui. Deci supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru plecarea în concediu? Scuze. Cine este pentru proiectul de hotărâre? Voturi împotrivă? Abțineri, parcă n-am văzut. Abțineri la acest proiect. Nu, împotrivă votat. Deci, cu un vot împotrivă proiectul
de pe ordinea de zi a fost aprobat. Vă mulțumesc, domnul Remi, pentru sfat. Să știți că o să le iau în considerare, dar și reciproca e valabilă. Trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi. Se prezintă referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind împuternicirea Consiliului de Administrație a Regiei Autonome Aeroportul Internațional George Enescu Bacău pentru a lua măsurile legale ce se impună în vederea ducerii la îndeplinire a unor prevederi din legea 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung cu modificările și completările ulterioare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri. Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate. Trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la hotărârea Consiliului Județean Bacău, numărul 237/2023, privind aprobarea schemei de minimis pentru susținerea activității operatorilor aerieni pe aeroportul internațional George Enescu Bacău. Supun la vot proiectul de hotărâre sau aveți o intervenție, domnul consilier județean, vreme? Vă rog. Deci proiectul, ca să nu, eu am să vă spun, dumneavoastră cred că ați înțeles greșit. Dar n-ai legătură, nu? Ba, da, e legătură cu Consiliul Județean. Nu, dar vă spun eu. Pentru că proiectul este cu noi, nu este cu aeroportul internațional, este un proiect reconect prin care contractul este semnat cu Consiliul Județean, de asta vă răspund eu. Deci, în acest moment se desfășoară curse ocazionale de la aeroportul internațional din Chișinău către Bacău. A început relativ târziu, avem cred că 3 săptămâni, nu știu să vă răspund câți pasageri au fost transportați, dar pot să vă spun că s-au derulat câteva curse. Cursele respective ușor-ușor se implementează și mi-aduc pasageri pentru Danier, pentru compania Danier și nu numai, Wizz Air. Modalitatea de desfășurare este simplă, se prezintă biletul de avion sau înregistrarea online. După ce se înregistrează, se face cursa, se decontează la final. Deocamdată noi nu am decontat de asta, nici nu avem o situație, nu am decontat nicio cursă, dar știu că cursele s-au desfășurat atunci de când, cred că de acum 3 săptămâni, de când au început, după derularea procedurii de achiziție. Vă rog. Da, mulțumesc. Dar n-are legătură cu aeroportul din Chișinău. Proiectul mai este viabil? Atât timp cât dumneavoastră vedeți rezultatele și tot sunteți un fel de cărcotaș de serviciu, dar vedeți rezultatele, că așa v-ați îndoit și de șeful aeroportului, și de Ornis, care n-avea nicio legătură, ceea ce dovedește o gravă necunoaștere a legislației în domeniu. Așa vă îndoiți și de aeroport, tot criticând aeroportul, când noi acum suntem în măsură să avem 10 destinații. Măcar ca și respect pentru tot efortul depus și de conducerea aeroportului și de noi toți aici, puteți să nu mai stârniți îndoiala și să mergeți în același ritm când vedeți că lucrurile sunt bune. Dacă erau rele, în mod cert, acceptam critica pe unde greșeam și acceptam soluțiile noastre. Dar până acum, ce soluții noastre ne-ați propus și nici nu ne-ați propus o soluție viabilă, în afară de faptul să spuneți că această schemă de minimis, stați să vedeți că nu se poate, dar înseamnă că o să le dați nu știu câți bani, după ce ia banii pleacă sau nu știu, tot felul de chestiuni care nu sunt argumentate din punct de vedere juridic și nici din punct de vedere logic. Nu știu dacă
cred că sunteți în măsură să criticați un lucru pe care dumneavoastră nu-l înțelegeți. Eu înțeleg ceva. În momentul când, vă dau cuvântul, domnul Cucerescu, în momentul când vedeți că ceva merge, eu mă așteptam ca dumneavoastră să fiți primul care să spuneți, uite, s-a realizat ceva la aeroportul internațional din Bacău, pentru că aeroportul internațional din Bacău nu este aeroportul unor persoane fizice, ci aeroportul băcăoanelor. Și se vede în mod clar că lucrurile merg bine și să dea Dumnezeu să le menținem în continuare. Nu ar schimba nimic din ceea ce este acum, din contra, aș încuraja acest lucru, poate reușim să menținem aceste curse foarte mult timp, în așa fel încât să ne atingem obiectivele. Domnul Cucerescu, vă rog, nu sunteți doar singur în sală. Bună ziua, dragi colegi. Cred că domnul consilier a fost pe alt aeroport. Sigur, a fost pe aeroportul din Chișinău. Dacă mergea pe aeroportul din Chișinău, vedea că aeroportul nu funcționează la capacitatea lui care funcționa înainte de începerea războiului sau înainte de pandemie. Aeroportul Chișinău funcționează la aproximativ 40% din capacitatea care o avea înainte de aceste două evenimente neplăcute. Sunt mult mai puțini operatori care zboară acum pe aeroportul. Abia acum Wizz Air-ul s-a întors cu câteva curse, adică pe departe de a-și atinge numărul de curse care avea înainte de război. Mi-a plăcut cum ați spus referitor la... Dar acum o să repet, domnul consilier vă doresc un mulțumit, ceea ce spune mult despre activitatea dumneavoastră. Vă mulțumesc mult! Da, vă rog. Dacă vei vine și mie, domnul președinte. Vă rog, domnul consilier. Mulțumesc. Vreau să atrag atenția că nici acum n-a apărut proiectul Reconect pe site-ul aeroportului. Și-a luat angajamentul de atunci de când am văzut. Vreau să vedeți un lucru care să știți. Cum? Nici nu o să apară. Dacă vreau să nu știu de ce. Dacă n-ați înțeles până acum, este o practică comercială care ar trebui oarecum pe anumite aspecte. Ceea ce este publicat, este publicat și e format dintr-o hotărâre de Consiliul Județean cu schemă de minimis care se publică, e format de o altă, dintr-o altă hotărâre de Consiliul Județean referitor la transportul gratuit de la Chișinău la Bacău, de la faptul că autogara Sud va prelua, va fi un punct terminus pentru transportul public județean, dar o prezentare a acestui plan, poate mai sunt și alte lucruri care n-ar trebui să fie ca și politică de comercială. E, să știți că noi suntem foarte urmăriți atât de aeroportul din Iași, cât și de aeroportul din Sibiu, cât și cel din Brașov, cât și cel din Suceava. Dacă n-ați înțeles că suntem într-o competiție și nu putem să scoatem la iveală toate aceste lucruri, că sunt și lucruri care sunt negociate și au o clauză de confidențialitate. Dumneavoastră vreți să le vedeți. Ce este de publicat, este de publicat. Ce nu este de publicat, nu este de publicat. Nu știu de ce țineți să vedeți acest plan. Vreți să-l aplice și alții? Noi am primit solicitări din partea altor aeroporturi care ne-ar aduce un deficit de pasageri dacă noi le dăm planul de Reconect. Facem referire la planul de Reconect, dar l-am prezentat pe bucăți. Eu cred că am spus-o de trei ori până acum. Dacă avem interes ca acest aeroport să meargă și dacă vedeți că un lucru, un proiect merge înainte și vi s-a prezentat conform atribuțiilor noastre, hotărâri de Consiliul Județean, cu referat de aprobare, cu hotărâri privind scheme de minimis, cu aviz de la Consiliul Concurenței, nu cred că anumite lucruri care țin de negocierea aeroportului internațional din Bacău cu companiile aeriene ar trebui pe de-o parte anumite aspecte să fie publice. Vă... Eu știam că și la copilării și lucrează la aplicație, da? Dacă vreau să credeți că așa trebuie să fie, aici e vorba de bani publici. Nu cred. Tot ce este de bani public este public. Deci aici nu avem dubii. Tot ce este de bani public este public. Tot ce este de strategie nu este public.
Tot ce este de bani public, vă asigur că este public și vi le dau. Hotărârea de Consiliu Județean privind schema de minimis, hotărârea de Consiliu Județean privind transportul gratuit, hotărârea privind promovarea aeroportului. Vi l-am spus, verificațiile, vedeți că sunt publice, sunt afișate pe Consiliul Județean și o parte sunt prinse și la aeroportul din Bacău. Uitați-vă pe ele, vedeți, faceți verificări și vedeți dacă e ceva în neregulă. Supun la vot proiectul de hotărâre, imediat vă dau cuvântul, că nu cred că aveți la trebuie. Supun la vot proiectul de hotărâre, cine este pentru? Voturi împotrivă? Abține. Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate. Ședința s-a încheiat.